Cu mușelanul Dorinel Oancea printre titulari, echipa din Liga Secundă FC Argeș a disputat cel de-al doilea meci amical în această perioadă de pregătire. După 2-1 cu Unirea Bascov, Liga a 4-a din Argeș, echipa pregătită de Emil Săndoi a încheiat la egalitate 1-1 confruntarea cu FC Ninoasa, formație din județul vecin Dâmbovița și care evoluează în Liga 3-a. Oaspeții au deschis scorul în minutul 12 prin Maican. Piteștenii au revenit 5 minute mai târziu după reușita lui Alin Popa. Unul la unul avea să fie și scorul final, deși ocazii de gol au fost de ambele părți. Următorul meci amical al piteștenilor va fi joi la Bradu, cu Academia Rapid București de la ora 11 dimineața. Un antrenament bun până la urmă. Deci un antrenament bun și astăzi. Un gol de generic, am văzut și un gol de generic, nu? Din păcate în poarta noastră. No, a fost ok. Ca efort am făcut și unele greșeli pe parcursul jocului. Chiar am fost nemulțumit la un moment dat de aportul pe care și l-au adus câțiva jucători, vreo doi jucători tineri. Mușteleanul Dorinel Oancea a fost folosit de antrenorul Emil Săndoi în ambele partide. Dacă în meciul cu Unirea Bascov a intrat pe parcursul reprizei secunde, la meciul cu Dâmbovițenii a fost titular. Mușteleanul joacă acum fundaș dreapta, fiind adus pe acest post de Nicolae Dică, în perioada în care acesta era antrenor la Pitești. Cât timp a evoluat la mușcelul Câmpulung, Dorinel juca mijlocaș central sau mijlocaș dreapta. Trebuie să mai lucrez la poziționare, dar mă simt foarte bine pe acest post. După antrenamente, domnul Dică stătea cu mine și mi-a explicat ce trebuie să fac pe acest post. Mi-a prins foarte bine, ne-a declarat tânărul jucător.